Se anunță o ediție de podcast cu o adevărat senzațională și uh, foarte relaxantă și foarte drăguță și simpatică, deoarece astăzi alături de mine, nu știu ce mi-a luat vocea asta, uh, este cea mai bună prietenă mea. Uh, Antonia, Bine ai venit la noi. Nu știu cum să... Cum, când am vrut ce să fac introducerea, am zis-o înainte. Nu, a fost foarte frumos. Dar uh, având în vedere că ne dorim această întâlnire de foarte mult timp... Finally. Uh, eu deja m-am acomodat după așa, cum Așa, relaxează-te. Pernă n-am, dar pot să facă rost de pernă. Nu, e ok. Adică nu-i problemă. Sunt prea gen... Nu, păi de ce -ți se pare că eu sunt prea... Păi nu, dar tu ești așa, eu sunt Problema la mine este că nu e moale. Asta, adică pare moale. Gata, bravo. Dar nu e moale, este ceva de fapt foarte inconfortabil, dar pentru că îmi place cum arată, am zis să-l folosim. Și tu arăți bine pe el. Mulțumesc. Și tu. Mulțumesc. Ne-am întâlnit astăzi ca să ne facem compliment. De fapt. Ba tu. Ba tu. Nu, ba tu. Doamne, dar ce bine ți Nu, tu arăți. Nu, chiar, chiar ești îmbrăcată. nu suntem așa. Noi. Ba De da, test. dar nu spunem gen, ba tu, ba tu, spunem, adică ce tare sunt da. pantalonii aia sau wow, ce. îmi da. ce... mi place Hanora Recunoaștem da. gen. Da. 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 Perfect. Mulțumesc. Hai că am început foarte bine. Și mi plac pantalonii tăi. Mulțumesc. Și tot lucrul tău. Mulțumesc. Și părul și machiajul. Oricum ai talentul ăsta, <laughs> nu pe bune. Ți-am mai spus că știi să te machiezi tare rău. Astăzi Poți să zi... putem să zicem. M-am machiat în mașină pe drum încoace, că n-am apucat să mă mai machez acasă. Și contrar așteptărilor, să știți că la acest podcast nu lucrează o echipă întreagă. <laughs> lucrează o echipă de două persoane, adică eu și soțul. Și ea... arată Vlad. Uuu, te iubim! <laughs> și adică datorită soțului ne vedeți atât de bine și arătăm Măi, perfect. Și... Deci ea și-a făcut linerul să în da. o, o mașină. Păi... În mașină. La semafor n-am mai avut timp tot să, mașină. N-am mai avut timp să, să mă machiez acasă și asta este. Am făcut șnițele și de asta n-am avut timp. <laughs> Șnițel. Șnițel. Stai așa că eu voiam să încep într-un fel și acum nu mai am acel flow, dar uite, o să întreb. Nu vreți să știți câte... Câte hârtii cum se am scris? scrise. Hârtii, chestii, da. Dar de, am frică. am scris multe, dar nu e atât de rău. Adică nu... E, se numește ass mom, dar nu fac nimic rău. Nu cu tine. Să avem și Prosecco. Aici suntem un pic cam departe, dar în rest suntem ok. Vreau să știu dacă ești fericită astăzi. Sunt foarte fericită și relaxată. Pe pentru că știi că eu am emoții, am probleme cu din asta. Adică nu mă simt foarte, nu pot să mă relaxez... Uh, în totalitate. Exact. Și vorbisem cu Alexandru acasă despre acest subiect, pentru că și el are aceeași chestii, bine, nu chiar ca mine. El mm -hmm. chiar se descurcă peste tot. Dar așa în interiorul nostru uneori mă oftic pentru că nu vede lumea de fapt cum sunt eu știi? Din cauza că ești stresată? Da, când... da și asta și cu cântatul, inclusiv și cu cântatul cu cantatul? Loc... Da, în anumite locuri unde să, nu știu să explic acum, nu la toate concertele noastre, dar când simți multă presiune știi, te panichezi și -ți... nu știu, se închide vocea, eu așa așa Mi se pare se că la... la concertele unde sunt oamenii mai aproape Acolo mm. e... Adică și e un grup da. mai mic. Sau că eveniment dacă și și mai mic. de oameni... Nu, așa nu. Bine, treabă. nu, nu, așa nu. Și acolo am emoții, dar... Sunt constructive. Da. Dar în anumite locuri, nu știu, când sunt live-uri, știi, să le filmez sau... Știi, din astea evenimente private sau cum sunt și podcast eu... Mm, nu știu, că ai văzut, dar nu a apărut. te am văzut peste tot. Peste am tot, tot în fă, ultima perioadă, aia am văzut pe... câteva. A fost, Doamne ce, deci, documentarea pentru această ediție de podcast. Să știți că mie mi-a luat trei săptămâni. A, <laughs> pentru că, deși poate părea ușor din afară, pentru mine să mă documentez, când oricum. Te știu, adică n-am găsit nimic <gânt> să nu Chiar fi știut, da. doar că uh, am vrut să știu exact ce ai mai zis, cum ai mai zis, uh, plus că uh, clar întâlnirea asta a noastră este mult mai relaxantă și nu caută niciun fel de mamă ceva, senzațional. Nu, tot ce îmi doresc astăzi este să o vedeți așa cum e ea uh, și cum nu prea se arată. Dar din cauza acestor emoții care apar Când nu vreau să ne apucăm. Da, plus nici nu apucăm să vorbim mereu, nu. știi? Și chiar mai am întrebări și de viața ta și tu de mine și uite, acum ne întrebăm, <laughs> acum este momentul. A ce urdai cu urmează, urmează întrebarea. <laughs> Într Urmează întrebarea turcoaz. Oh, gata, <laughs> Nu avem, nu avem, nu avem <laughs> din astea. Vreau să ne, întor ne întoarcem puțin în trecut în copilăria ta și voiam să te întreb cum ai perceput tu plecarea din România în state, adică dacă ți s-a părut ceva extraordinar, dacă ai înțeles o atunci pe moment sau din cauza că erai mică, ți s-a părut că ai plecat într o vacanță veșnic așa? Adică Câți ani aveai când ai plecat din România? Cinci. Cinci? Spus, cinci ai înțeles ceva ani. din ce s-a întâmplat atunci? Nu mi amintesc deloc. Nimic? Nu, mi amintesc că când eram deja la școală, dar nu okay. pot să-ți spun ce sentimente am avut când am plecat acolo. Păi nu, că bănuiesc că erai mi mic, oricum plăcut, și da, nu... Să mi amintesc, Nu, că unii nu chiar își amintesc că nu atât de departe. Eu, Eu nu mi amintesc. Mi-ar fi plăcut, dar nu am acest dar... Um, tot ce mi-amintesc este că mi-a fost ușor să mă... mă adaptez. Da, pentru că eu deja mergeam la o grădiniță aici în care vorbea engleză. engleză a, da. oh, ce tare. Și mi-a fost ușor, dar uh, cu timpul ce a trecut, eu nu știu cum să explic treaba asta, uh, cu cât am crescut și așa, repet, nu mă trata nimeni diferit uh -huh. sau ceva, că eram din altă țară, dar când am devenit mai mare, mi-am dat seama că întotdeauna am simțit o diferență totuși, chiar dacă oamenii nu mă făceau să mă simt okay. așa. De la psihologic, începând de la numele meu de familie, Iacovescu. De se părea... când, se chema, ah. nu, când se zicea, știi, zicea numele uh -huh. tău și tu trebuia să zici, here, here, știi? Nu știu uh -huh. cum se zice asta. Uh, prezența. Prezența, așa. Se opra la mine Antonia <laughs> I... a... uh, Ica... I, știi, și mi-era rușine și știu că asta m-a marcat cumva. A, asta okay. e primul trigger în care m-am simțit mm -hmm. că sunt diferită. Uh, nu înțelegea lumea de unde sunt, where are you from? Adică. România nu era pe planeta asta uh, pentru ei? Da, întotdeauna bai eram, uh, credeau că eram din uh, zi, din eram. Are you Cuban? Are you Puerto Rican? Are mereu era ceva, oricum, latină. Și uh, știu că am mai povestit asta undeva, dar e prea funny, m-am certat, m-am certat cu o fată și aia, nu știu ce, eu eram cu prietena de-a mea și aia era singură și nu știu ce, încerca să mă, cum se cheamă, să mă jignească okay. și îmi zice, uh, nu știu ce, uh, little white girl și oh. fata aia vrea să-mi ia apărarea și ce, she's not even white, she's Romanian. <laughs> <laughs> și atunci zic, da, tot albă sunt în capul meu ca rasă, dar da, am lăsat-o așa. Că i a închis gura, a apărut ok. și eu mă uit la ea și zic, mm -hmm. yeah, I'm from Romania. I'm Romania. <laughs> știi? Da. Foarte tare. Um... Asta cu, știi, da, zic, nu, nu m-am simțit diferită, ca acolo era o, o grămadă de nații, știi? Mm -hmm. Dar totuși, tot și vreau, posibil din cauza că am crescut acolo de mică Vreau să fiu în totalitate de-al lor acolo, știi? Mm -hmm. Că eu știam pe interior că nu sunt și... Dar așa nu m-a tratat nimeni diferit. Foarte tare. Da. Dar când erai, uh, când erai mică, um, cântai când ai la biserică? Cântam la biserică, da. Unul dintre motivele pentru care uh, își dorea tăi că ne mutăm în America era ca eu să pot să merg să cânt în biserică. Da, pentru da. că era chestia asta că pot să înveți foarte multe din punct de vedere vocal. Da, da, pentru, da, 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 Mie mi se pare că... It's like for Christian uh -huh. people, dar da, eu făcând parte din altă religie, nu era ca ei, dar se cânta și acolo. Se cânta, adică, da, 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 adică normal. știu da. și am multe rude da. care... au. Uh, nici nu aveau talent, adică nu era ceva născut, da. nu știu și s-au dus să mergeau în fiecare duminică la biserică și pentru că era corul ăla mm -hmm. care na, îți vine oricum să cânti, da, -ai da, nici da, -ai da. cum. și dacă n-ai nicio treabă cu muzica, da. e ceva care vine din sufletul tău și da, vrea să de, cânte, de, nu? De dă o bucurie. Mm -hmm. da. Eram curioasă dacă ai cântat, asta nu știam despre tine, vezi, m-am gândit la da. trucul de... Cântam și când, mai ales când erau uh, uh, gen sărbătorile mm -hmm. de Crăciun, Eram acolo în față și cântam. Te duceai să colinzi? stoi uh, stai să văd. <laughs> nu mi-am că asta. De nu. tot ce, ce mi-a marcat copilăria acolo a fost Halloween. Halloween, păi da. Oh, mi-a plăcut foarte mult pentru că chiar dacă pentru unii am văzut aici este o prostie, pentru mie, mi se pare că e, e, îți dă o stare bună, chiar dacă duci în extremități. Acum nu vorbesc de cadouri. Faptul că îl sărbătorești, îți dă o stare bună. Adică nu trebuie să ajungi să te stresezi. Dar pentru noi, ca copii, aveam era... mereu... Adică, gen, Valentine's Day? Doamne, abia așteptam. Aveau ei un program, o, un joc, o ceva, gen, puteai să cumperi... mama, am uitat ce era. Fie o floare sau ceva și îți-l livra în timpul... Clase, știi, A, și era cumva cred. o competiție gen, mamă, cine primește cele Ce mai multe tare. și putea să scrie acolo de la cine e sau anonim, băi, alea erau cele mai tare. gen, mamă, mare, cine mă place, cine mă place și se sărbătoreau, adică frumos cu decorațiuni, cu adică asta mi-a rămas în minte și mi se pare că mi-a dat un sentiment plăcut, foarte frumos Da, sunt niște lucruri foarte frumoase da. uh, noi am uh, sărbătorit împreună Halloween anul trecut. Da. Am avut o încercare de a sărbători cu copiii noștri Halloween. Așa. We uh, pentru noi a fost multă muncă. Multă muncă. Da. Pentru copii, în schimb, ce mi s-a părut? Superb a, a fost, fost. Wow! A fost trick-or-treating. Exact. Am văzut că a, am început să vă doar în anumite, la noi, la anumite cartiere, în anumite da. locuri. Adică nu peste da, tot așa da. cum mai sunt, că mentalitatea de la noi încă mi se pare tot acolo. entertaining pentru copii. Adică chiar mi se pare un. Da, e chestie cool. Frumoasă. Și am ajuns și am, am făcut și eu o petrecere. Mai ții minte petrecerea de Halloween? Da. Acum mulți ani. Foarte frumos a fost. Când doamne, da. Chiar ne-am mai acasă acasă adică, chiar Da. tu Cleopatra. Da. Și chiar eram, tu ce eram. Da. Ce puteam și să fiu? Erai. Vlad era uh, uncle. Am mă nu ți aduce aminte ce erai? Eu dădeam am o poză cu mica în brațe, îi dădeam uh, și lape, ce? A, ah, tu erai boiai mama. Noastră. Erai mama, nu? <laughs> <laughs> Mamă, da. Da, dar frumos. Uite, pentru că mi și mie mi se pare, adică nu înțeleg de ce trebuie să ai Repulsia asta, și zici. A, nu, nu, noi nu împrumutăm sărbători. De ce? Da, mie mi mie se pare cel mai interesant și funny um, cum se aprinde lumea pe net când e vorba de Valentine's Day. Ah. Dar ce, mie îmi trebuie o zi să mă mai arăt? Da, Eu da. te iubesc în fie... Fiecare... Exact. First of all, calm down. <laughs> exact. Da. exact. <laughs> este o, o zi simbolică. Desigur, nu trebuie să o dai în extreme să cumperi. O mie nu știu, de mașini, stradafiri. chestii bine, dacă îți permit, bravo ție, da? Adică de mi se pare că nu știu de ce se aprind atât de tare, ori pentru că simt o presiune și bărbații, mă refer. Din partea femeilor. Orică, da, ori că frustrați ele sau ei că nu au sau că au. Că, nu dar, știu, nici eu nu, nu înțeleg. Toți, tocmai au gen parteneri și... Că eu nu cred în prostia asta. Lasă-mă, domnule, în pace. Eu, dacă te iubesc, cât zic în fiecare zi, nu trebuie doar o zi. Da, că nu înseamnă nu că iubești pe omul ăla doar atunci. Exact. Este doar simbolic. Și mi se pare frumos. O atenție și un... O floare! Eu primesc flori, spre e, exemplu, au fost ani în care am primit... Uh, uh, Ce-ai primit? Vreau odata odată am știu. primit o geantă, odată am primit o brățară, odată am primit doar flori. Adică nu e neapărat musai, adică nu fac fițe. Vai, doamne, nu mi-ai dat un cadou. Poți să mi și mie o geantă da, flori. Bă, <laughs> mereu. <laughs> Glumesc. Mereu, dar zic dar măcar și o floare, mi se pare frumos. Adică e așa. It's cute. Și mi se pare drăguț. Și nu înțeleg. Nu știu ce se frustrează, nu și se au așa mare repulsie. Ceva e de nu e ok înăuntru. se înăuntru. mai bine. De ce? de, ce crezi? De dragobete. Din cauza mentalității învechite. Da, ok, dar... De, dar care nu sunt, reușim să scăpăm. Dar sunt prea, prea prinși pe treaba asta. Am mm. impresia că e ceva de, de scârții, acolo e ceva ok de te enervezi atât de tare. Românii se enervează de ce? indiferent de subiect și indiferent de situație. Dacă Eu... au chestia asta, o au oricum în sânge, e clar că o avem în sânge, că trebuie să te enervezi. Unii se maturizează și nu se mai enervează pentru că nu i mai deranjează, că ție-ți e bine. Asta Dar... vreau să spun, că că se compară probabil au exact, presiunea asta exact. de... Uh, se Hai. compară cu... Că, poate și ea zice iubi, uite ce i-a luat, nu știu cine, exact, și cred că da se frustrează, da. Exact. da. nu a, de, nu de acord cu asta, e că nu e ok să faci asta, dar nici să fie atât de Ar trebui să ne calmăm și să luăm fie, care... Pe care Să luăm partea bună din din da, toată Dar să treaba treaba e asta. ceva simbolic, atât nu e, în fine. Uh, eu vreau să știu Apropo că suntem tot în copilărie M-am încins de la acest prosecco Ok, uh. ne dezbrăcăm acum să mai <laughs> Nu ne dezbrăcăm, e ok Am venit îmbrăcate Tu dar... cum vrei să te dezbraci? Că deja -am, pun am de tricou. Nu ai de unde să știi <laughs> uh, Ok Nu, nu că e ok Astăzi sunt cu minte uh, Vreau să știu uh, Care a fost momentul uh, În care te-ai gândit pentru prima dată Gata, eu vreau să mă fac cântăreață Păi, știu că sună foarte clișei, dar de mică. Dar cum a fost? Părinții mi-au văzut că tot cânt prin casă. Okay. Mi-au luat și uh, combină. Combină? Așa, așa se cheau, așa, nu? așa, da. Din ala, karaoke, știi? Cu, C microfon? Conectați, ah. da, cu microfon. Și cântam într-una, într-una, într, -una, într, -una, într -una și au spus, na, dar prin cap să mă ducă la canto. În aceeași timp m-am apucat și de, de pian știi? A, ce tare. Doar că la un moment dat, n-am, că nu puteau să întrețină părinții mei din ambele... cauza situației mm -hmm. financi... financiare. 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 Ah, să... Bun, n-am mai putut să plătească ambele lecții și au văzut că trag mai mult spre cântat, adică la pian mi-eram mai lene să repet, să știi am avut o mare problemă cu asta, cu repetatul, la orice, mi-a fost foarte lene. Ce-ai da, rămas am la rămas canto? La canto și cam în clasa, nu știu în ce vârstă aveam, trebuie să întreb pe mamă, cred că aveam uh, 9 ani când m-am apucat de canto, 8-9, uh -huh. ceva de genul ăsta. Și după aia, deja prin clasa 7-a, am început să-mi uh, repet autograful. Oh, pe caiet peste nu tot cred. eram. Așa o să semnez. Așa o să semnez. Așa și o să semnezi semnez așa în zilele noastre. Aproape da. Nu cred. Auda, așa e, da. Ce tare. Da. Vezi că eu cred că totuși are o legătură semnătura, că și eu am avut aceeași da? aceeași da, aceeași da. pornire. Primul lucru m-am gândit, deci dacă dau autografie, cum semnez? Da. Și poate chestia asta ne a Trimis pe direcția aia de. Trebuia noi să fim. Fie poate. asta, fie că așa e destinul și așa vrea, Doamne, Doamne, Crezi în așa. Cred în Dumnezeu, în primul și primul rând, și da, în... Și care e relația ta cu Dumnezeu acum? Care e relația mea? Mai eu am uh, foarte mare, cum să zic, încredere, faith. N -n -n credință. Credință. Așa. așa. Credință și este tot pentru mine. Adică eu... A, acolo este mereu speranța mea, știi? Și încerc. Am făcut multe greșeli ca orice om uh, în viața mea și probabil încă o să mai fac, dar încerc să mă, să am grijă, știi? Și să o iau pe, pe calea cea bună. Na. Mai e și tentații, mai e și, și încerc să fiu puternică, pentru că știu că... Adică... Vreau să ajung înapoi la el când va fi momentul. Simți că... Indiferent de obstacolele pe care le-a avut de-a lungul vieții, el a fost acolo lângă tine și te a, -a ghidat pașii în așa fel încât eu consider că orice ne-e dat în viață, e clar ne e dat cu un scop. Clar. Și avem de învățat ceva. Avem de învățat ceva. Eu privesc așa, știi că nu mi-a zice asta e doar o părere a mea acum. Știi când intri în subiecte de genul ăsta va, cu Dumnezeu, politică, e groasă. Și știi că vorba aia agenda. Dacă faci asta, te pedepsește Dumnezeu sau. Eu nu cred în asta și uh, am crescut cu mentalitatea de. Uh, asta, da, iau ca un, un, o perspectivă, un okay. punct de vedere. Uh, nu e că te pedepsește adică el mereu e cu tine, doar că tu, din moment ce mi se pare că nu-i acorzi atenție sau te rogi doar când ai nevoie mm -hmm. sau, uh, nu știu, te pui împotrivă în, în cumva și te așa, da, te pui împotrivă cumva, el cumva îți ia, cum o văd eu, mâinile de pe tine, știi? Uh -huh. Și zice, bine, știi, să te descurci, descurcă-te, știi? Ce tare. Și asta mi se pare partea aia când tu te simți nu pierdut, știu, că vrei să faci, da, uh -huh. că e de fapt că tu îți pui ambiția, dar nu nu știu cum să explic, e foarte greu. Uh, când eu cred, adică și când încerc, desigur, ca momente care nu mă rog în fiecare zi, știi? Și știu că Dumnezeu, cum se zice, e în tine și oricând e, dar totuși tot ar trebui să-i acorzi. Gen, uh -huh. cât durează să te, să te, rogi pe zi? Din cât îți rup din, din, timpul tău? Efectiv, nu mult, știi? Și noi când ni se întâmplă ceva rău, imediat vezi că nu mă ajută. Pe dar Uneori sunt lecții, uneori sunt chestii care trebuie să vezi, n-ai cum și mereu să meargă cum vrei cu tu, da? Normal. Și acolo mi se pare testul mare să nu îl, îl, să nu dai vina pe el. Mi se pare gen urât să faci asta, știi? Dar, da, suntem oameni și când acolo e testul, să vezi dacă ai încredere în el, știi? Să, te, uh, să prinzi uh, da. uh, curaj și să te lași da. în, uh, în da. voia lui, practic. Da. Doamne, și noi cum ca oameni... am ajuns aici? Nu, nu știu. Cine știu. Nu știu. a venit la băr. Da, dar da. da, uite, asta e un subiect și mie îmi se pare un, 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 un punct de vedere foarte... Eu zic că e un punct de vedere, adică nu zic că așa este. și a, Dar eu așa mă simt bine și așa cred. Uh, desigur, repet, da nu sunt perfectă, fac multe greșeli, am, am, dar încerc să fiu un om bun, pentru că este foarte, foarte greu uneori să te abții, uneori mă înrăiesc și eu am, am momente în care și nu mă simt uh, uh, mândră, știi? Nu-mi place senzația la momentul de, uh, momentul ăla când uh -huh. ești rău sau te știi că cumva simți că uh, te descarci, știi? Și, uau, wow, ce bine! Dar după aia simți, știi? Că mă că încarc singur da, negativ. Da, da. Exact, știi? Și nu-mi place să fiu așa. Nu sunt, repet, încerc să fiu cât de bună sau... Bine, nu acum, uh, uh, cât, cât de bună vrei tu să fii? Uh, uh... Dar nu că așa e bine. Păi nu, Așa nu. E bine. Adică Vai să nu mă vadă, doamne, tu, doamne. Tu așa să te simți. simți. Tu să te da, simți. Așa nu, simt. Uh, nu cum percep alții sau cum cred alții că ar trebui nu. să fie relația. Nu, nu. e vorba despre deci, asta. Nu mai suntem la nivelul, adică suntem, mi se pare, la o vârstă care nu mai... nu. Stați așa, că am ajuns într-un punct în care nu m-am gândit că o să ajungem, dar mă bucur foarte tare că uh, sunt lucruri pe care uh, nu, nici eu nu le știam, că n-am apucat niciodată să vorbim despre asta. Nu, dar nu vorbesc în general, mi se pare un, un lucru foarte um, personal. Personal, nu vreau să intru în contradicții cu oameni, adică eu respect fiecare om și ce religie și ce cum se cheamă, credința. Credința au. are. Uh -huh. Nu încerc să-l conving, nu, ca mine este cum gândesc eu sau să-i sau să spun nu ea, adică ascult, pentru că mai învăț și eu, mai văd și alte perspective, desigur, tot cred ca mine, dar nu că vreau să mă opun, dar așa simt eu o căldură pe interior, așa simt eu că e bine, nu știu. Așa le povestești și copiilor? De ce Dumnezeu? Da, le explic cât de des ne rugăm și împreună, desigur, uh -huh. încercăm în fiecare seară, dar nu. E ne greu. Iese? da. Eu mă rog, dar mă gând în fiecare zi n-am. Nu? nu, da, uneori <laughs> ești obosit de iară și asta mi se pare. Da, poți, bine, poți normal. trei că... minute, doar că nu stau pe cea să văd cât, știi? Exact. Dacă eu am o conversație o faci, cumva, exact. știi. adică nu zic ca o, pe o poezie. Mereu, uh -huh. nu că mereu zic ceva uh, diferit, dar mai am, știi ce zic. Asta ce mi trebuie? se pare că trebuie să ne amintim să ne rugăm și când ne merge bine, știi? Noi ne nu noi când ne mergem, doar când disperăm, Așa știi? E. Că e firesc, cumva, știi, te, uf, te simți bine, nu mai te gândești, știi? și când se întâmplă ceva, disperăm, te rog, ajută-mă, Păi, hai să ți mulțumesc și când nu treci prin chestii. Așa e. Rele. Așa e. Um, ca să ieșim din acest. Uh, subiect, da, care mie mi-a plăcut foarte mult, uh, vreau să te întreb: uh, Care e primul lucru pe care îl faci după ce adun copiii seara? Păi depinde. Primul lucru, să ne imaginăm că ai păi, avut o zi foarte plină. uneori mă duc la frigider <laughs> și La frigider? Mănânc. Da. Ce mănânci? Păi, depinde. <laughs> Încerc să nu mănânc prostii, nu dar... vreau să mănâncem, știi, multe prostii copii. Nu sunt din aia strictă, gen, laimele, dar să avem limite, știi? Și mănânc și mănânc ceva dulce. Ok, deci ăsta e primul lucru. Deci dar nu tu... mereu, depinde de seară. Am înțeles. Nu, no, așa. Sau ce fac? Mă duc, mă pun pe canapea cu Alexandru și Netflix sau PlayStation? Și, și. Ah, și, și. Și, și. Ce jucați acum? Injustice și Mortal Kombat. Mamă, nu știu. Mortal Kombat e tot ăla de pe vremuri, de se bată cu piciorul așa și iese la un moment dat. Fatalitate, nu? Craniu, zic. Ah, Totul. Da. da. eu n-am reușit să-l convim pe soțul meu să jucă nimic. Nu, nu vrea nimic să se joace. Need for Speed jucat la un Atât. Cicari, atât să vă jucați ceva, nu știu, Mario Brothers ceva <laughs> Super Mario, ultima dată când s-a jucat Vlad pe ceva era Super Mario în vogă no. <laughs> hai măi că glumeam ok, la, la, la. okay. Uh, vreau să știu care dintre tine și Alex e partenerul de boacă nepreferat al copiilor Adică, adică când fac copii boacăne sau nu, noi să facem? Nu, adică dacă... nu știu, îți vin Azi facem prostii da, cu ei? Da, Care face mai mult? El? <laughs> boacăne, nu pot să spun că fac multe boacăne împreună, dar cred că Alex. Sunt am băieți între ei. Se, uh, își fac gașcă, uh -huh. deci. Ok. Și uh, tu ești la final și tragi... Nu, 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 Sigur. Uh, la mine? Păi tot eu. eu. Dar eu și sunt și și... Eu joc la două capete. Da, pentru că empatizezi, hmm. înțelegi și e fun. Da, și, eu, și eu nu te gândi că sunt serios, că, doamnă, mă cunoști. Eu cred eu că... Eu fac chestii cu ei, dar ai zis boacă, ne? adică eu sunt mai... Am grijă mai mult să de mai, mai știu. Dreaptă, că. că și eu sunt mai dreaptă uneori. Da. Dar, Vlad, da. Uh, dar cred că eu fac mai multe boacăne. Da, și la noi. Dar cred că eu, din cauza faptului că mi-am petrecut toată copilăria pe scenă, acum am prins momentul să fac și eu ceva din ce n-am făcut atunci. Și asta e de înțeles. Iar și eu, că încă am copilul ăsta care e... Copilul tău e foarte prezent. Da. Dar e un lucru bun, să știi, că e un lucru prezent, rău. Desigur, și eu sunt foarte fericită. Știi, mulți au încercat să folosească împotriva mea, Ei. încercând să mă jinească prin treaba asta, dar îți zic sincer, chiar nu-mi pare rău. Eu, mi-mi place. De fapt, lucrul cel mai important în viață este să rămâi în contact cu copilul din tine. Da, și problema la mine simt că nu... Nu vrea bătrânești? să crească în curând copilul ăsta. <laughs> Oricum, pare că nu îmbătrânești da. asta, a fie vorba între noi, că nu. Adică nu are simți? Adică Nu îmbătrânești, nu. Deci sunt vampir. În sen, nu în sensul că ești din ce față de cum ne-am cunoscut noi acum. Sunt mai matură. Ești mult mai matură, da. ești mult mai. Uh, Înțeleaptă să înțeleaptă responsabilă. Zici că am venit asta. <laughs> dar nu, dar așa e, că eu nu, știi că nu fac de -a, de -a, de -a, știm, complimente știm. degeaba. Uh, dar, pe de altă parte, cumva reușești să-ți păstrezi din da. cheful ăla, să faci chestii, să te distrezi, să te simți bine, da. să uh, ceea ce este total de apreciat și foarte Mulțumesc. greu de înțeles pentru e foarte, foarte mulți greu. oameni. Da. Uh, că și la mine au scris că de ce scot limba. Mm, bravo. ca așa vreau eu. Și eu nu scot așa cum o scatilim. E cald e la limbă, <laughs> să în e, e cald. <laughs> <laughs> și atunci trebuie să mai scoate. Păi da, Dar nu mi se pare nimic uh, nimic uh, greu. Revenind, uh, vreau să te întreb uh, ce frici ai în acest moment? Ai multe? Ți-au apărut mai multe frici după ce ai născut? Nu cred. În afară de a cred că tipic, gen, să nu rămână copii fără mamă. Ok, evident. Fără părinți în general uh -huh. și uh, nu, nu mi au apărut nimic. Că... Ba, da, nu se întâmplă nu ceva rău că nu sunt cu, nu mi-e frică să zborcițe, ți e frică să zbor. Da, mi-e frică. Ups, mă scuzați, era vreo tre... nu. nu știu, ceva, ți-e ți frică mai rău acum de gândaci decât îți era înainte? Nu. Nimic? Nu, însă uh, Mă sperii foarte repede și prin casă, dacă știe nu e gălăgie și apare un copil așa și zice, Aa! Ieri, spre exemplu, a intrat Akim peste mine în bucătărie, nu știu ce făceam și a venit, cântam foarte tare și Alex zicea, bine, că el mă, ne mai lăudăm așa prin... A venit Achim să ia ceva, dar st a stătea în hol, știi, în fața ușii, ușa era deschisă, mm -hmm și m-a ascultat, știi, urma să mă întrebe, gen, poți să-mi dai apă? Da. Și m-am întors, eram Aa! și, el, și a, a fugit și ce mai mult m-a speriat mamii pe mine, de, am din asta, gen Aa! da, e normal apropo de uh, ca ai zis că vă, uh, sprijiniți unul pe celălalt, cât de important este într-o relație sprijinul uh, cât de important crezi tu că e într-o relație sprijinul partenerului în tot ceea ce faci? Foarte important. Extrem de important. Altfel te simți singur. Adică, normal, ai pe părinții tăi în primul și în primul rând, dar știi cum e, dacă stai într-o casă cu alt om, știi, trebuie să fie și el acolo, prezent în viața ta, doar nu suntem, eu trăiesc viața mea și tu pe-a ta. Adică, nu știu, când suntem căzuți uh, Moral. Da, mai nimerim m-amândoi în aceeași timp. Aș Și cum e că e groasă? Tot Alexandru este. Omul ăsta merită un premiu, efectiv. Deci, chiar este foarte, foarte puternic. E puternic rău de tot. Adică, contează foarte mult să. Îți spun acolo Au. Auzi, vârsta. Da. <laughs> e, e important că poți să iei razna, dacă nu. Dacă ești mai, nu știu, mai sensibil. Poți să o dai în altele, mai rele, știi, dacă nu ai suport. Um, pentru ce ești recunoscătoare astăzi? Astăzi, pentru familie, în primul și în primul rând. Și cariera, întotdeauna zic că îi mulțumesc lui Dumnezeu după familie, că am, am norocul ăsta să mă ocup cu ce îmi place mie, știi? E ai cel mai frumos job. Atâta timp cât îți place ceea ce faci, ai cel mai da. frumos job din lume, nu? E și cel mai frumos, dar și cel mai uh, adică te consumă foarte rău. Lumea nu înțelege. Crede că suntem doar oh, gen glam, glam. și ne vai ce ușor este, știi? Anumite chestii, da, sunt mai ușoare, dar mi se pare un job o ocupație, job, whatever, mm -hmm. foarte, foarte, este ceva greu, rău de tot. Trebuie să ai mereu energie, nu doar de asta, dar Preiei și energia oamenilor, te seacă, tu când cânți pentru o grămadă de oameni, că doar știi, pleci de acolo, ești, pf, nu mai poți. Așa e. Așa când te duci e. la televizor, când te duci la interviu, că când... mereu trebuie să fii gen și poate tu n-ai o zi bună, poate ți-a murit cineva. Avem o colegă, așa noi două, care uh, i-a murit tatăl și ea tot a susținut concertul. Eu n-aș fi putut să fac asta, zic, sincer. Bine, și mie mi-a murit bunicul când eram, n-o să uit, când eram pe drum spre Galați, știi? Și am aflat efectiv o oră înainte să ajung acolo, eram praf, dar am cântat, mi-a făcut jobul după aia am coborât de pe scenă și am plecat, n-am mai stat la poze, într-adevăr, că n-am mai, mai avut stare și mă înjura lumea pe net. Nu ți-e rușine că am stat, că stat că afară nu cu copilul că în se frig gândesc. o oră, nu știu uh -huh. ce, îmi băteau în dubă, urlau, dar n-am mai, nu... Stau să le explic de fiecare dată, pentru că ei nu se se, ei se gândesc că dacă i-ai apărut și ai cântat și ei au venit ca să te vadă, le aparții. Lucru care este da. total neadevărat. sau ce mai spun. ți asumi. Hmm. Și ce dacă ți asumi? Da, ești persoană publică, da, o să o Vorba asta. fantastic -a zis asta? <laughs> Pe bune am adică... semnat un contract, unde am zis: "Bă, <laughs> da. sunt forțată <laughs> să fac asta și asta și asta. Asta exact. este, mi-o asum." <laughs> nu, este o diferență. Mă aștept dar nu mi-o asum. exact, ce zic? Exact, Nu, asta cu asumarea. Trebuie să mă aștept, dar nu trebuie să mi asum anumite lucruri, că nu sunt forțată să facă, că am și eu părere, am și eu stări. Normal că nu pot să de fiecare dată să fiu, să arăt emoții, mine, să fiu tristă, dacă sunt tristă, să plâng acolo sau să, <laughs> sau să, să fiu nervoasă sau să. Dar mai sunt momente și momente unde sunt încercată cel mai rău și tu cred, adică toți care suntem în industria asta, asta, mi se pare greu că n-ai voie să reacționezi niciodată, n-ai voie. Ești cea mai taxată, dacă ești dacă ai reacționat greșit, De ce? gata. Și și cu explicația păi că le da. spui, ok, am reacționat, poate ai overreacted, you know, it's human, știi? Normal. Totuși, nu e corect da, din da, partea nu ta, nu? Da. oricum ai da, nu i nu, -i, nu -i nici cum bine, practic pentru că ei uh, te percep într-un anumit fel, probabil că și au făcut format o anumită uh, imagine, iar chestia asta cu asumarea a fost uh, greșit înțeleasă. Exact. De când cu social media, că până eu, nor norocul și mulțumesc Dumnezeu că am trăit moment uh, partea mea de uh, <laughs> Într-o perioadă când da, nu exista da, internet, da, nu exista social media. Și lumea se bucura sincer indiferent unde se întâlnea cu tine, dar clar nu te întâlnea de prea multe ori la da, magazine, da, 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 da. te întâlneau pe scenă la concerte și atât. Acum, din păcate, s-a trecut în partea asta cu a. Am presia că te cunosc oricum da, ești prietena mea, tu colega postez... mea de bancă din uh, vacanță da, exact. tu postezi chestii pe net, așa. desigur știu că ești că și tu te expui mai mult dar totuși expui ce vrei să expui, nu înseamnă că am pus toată tot, viața toată mea viața, pare da. poate că ți-am pus toată viața, dar nu e așa poate nu și poate sunt unii care chiar își documentează fiecare pas Pe nu știu, dar eu nu pun absolut tot. am momente sunt. și momente când vreau să să șeruiesc sunt... și uneori Sper că nu. Sper că nu sunt. La Alex Sper. e cel mai tare, că la el e cel mai gen. Alexe, ce faci, mă? Gen pe stradă, zic, mă, dar, dar știi pe omul ăsta? Nu. nu. știu, dar el că e așa El oricum prietenos, da, Da, toată lumea, zic, ok. Te inducești pe tine în eroare. Da, mă, bă... așa și, și cu, cu toți anii ce au trecut, știi, el mereu îmi spune, nu, nu, nu știu, nu știu, dar tot, de fiecare dată zic, bă, toate, poate totuși nu știe cum ai un semn de întrebare, știu, așa, nu... Uh, vreau să te întreb uh, ce ai învățat din experiențele prin care ai trecut? Din experiențele mai puțin plăcute. Oh! Mm. Nu trebuie să intrăm foarte adânc da, în da, subiect. Da, 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 da. Dar e o chestie care, nu știu, care te-a ajutat și te ajută în continuare. Uh, un lucru pe care l-ai învățat dintr-o experiență care n-a fost tocmai... Bă, nu știu, să nu sună urât că... Așa ne băt băticim că îmi venea să spun să nu bag în seamă în lumea. Dar să nu bag în seamă în lumea care îmi face rău sau care, știi, văd vreo fază sau ceva, știi? Pentru că eu, de-a lungul vremii, așa se zice, uh -huh. așa, am fost încercată de multe ori. Sau poate nu încercată. Mi-au arătat, au avut grijă mulți oameni să mi arată că nu mă plac. Înțelegi? Super. Unde bun. mă duceam. Mm -hmm. Ba, am fost în cluburi unde uh, mi s-a aruncat cu gheață în cap, gen. Okay. Și eu ca să nu am reacție, să nu fiu gen vulcanică și că na, e normal să fii gen. Ce s-a întâmplat? Cine mi-a aruncat, știi? M am lăsat așa, nu m-am uitat în jur, nu mai am avut multe faze, adică în care lumea e rău, gratuit, fie că sunt ei frustrați sau poate pur și simplu nu mă placă. Nu, n nu are cum să te placă toată lumea, dar, dar nu sunt mult pe Adică, dar de ce să-și pierdă timpul să facă ceva Da, când fac rău. asta înseamnă că sunt frustrați, clar, adică e totul psihologic. Și am tot ignorat faze de Când iarăși intrăm în chestia că nu băga în seamă, n-ai voie, n-ai voie că tu ești persoană publică, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Și am mai, am mai avut și eu reacții, îți dai seama, nu multe, uh -huh. foarte rar, chiar rar, păi și când te-ai gândit că, gata, am... nu mă mai interesează deloc ce zic ăștia și cum... Nu că nu mă interesează, nu mai pun la suflet. Ok. Bine, și că nu mă interesează, de fapt, e aceeași chestie, da, vă zic, dăm. După experiență, nu știu, după multe comentarii, urâte, după multe faze urâte, știi, care mi se mi se fac sau mi se spun gratuit, așa, fără să le fac nimic, știi? Um, e greu pentru că le aduni, știi? Le adun și dacă ai o reacție și faci ceva sau te ceri sau te... orice, tot tu ești, știi? Adică, desigur, cel mai bine e să nu te ceri sau să nu bagi în seamă, dar sunt om, până la urmă, ai cum înțelegi. să controlezi fiecare reacție. Da. Și, repet, dacă le povestești sau... Le spui și tu că știi, lumea e e foarte ușor să să acuzi știi? Și mai vorbeam noi despre mm -hmm. acest cuvânt care au învățat la noi, cel mai recent în ultimii ani, se acest bullying, da. Bullying, da. Și la școală <laughs> și peste tot tot e bullying, bullying, bullying. Imediat ce facem, e bullying. <laughs> e bullying peste tot acum. First of all, bullying înseamnă adică într un mod repetitiv să te iei de cineva constant, mm -hmm. constant. Pick okay. on them, cum ar veni, știi? Okay. Asta e bullying. Dacă ai făcut o fază sau ți s-a întâmplat o fază sau ceva, să nu e bullying. E o situație ce s-a mm -hmm. întâmplat, știi? Deci tu orice faci acum în ziua de azi, gata, e repede, de, da. Ideea este că m-a întrebat ce am învățat, am învățat să să încerc să am răbdare și să nu pun la suflet. Mai ai încredere în oameni? Nu. <laughs> da. Dar nu. cum mai. Uh, și cum te tratezi? Te tratezi într-un fel, adică uh, mai ai cumva. Spe, uh, mai un pic de speranță. <laughs> nu. <laughs> mai ai speranța <laughs> că lumea o să fie ok la un moment dat sau. Nu. Mi se pare că devine din ce în ce mai rău. Devine din ce în ce mai rău și ți-am spus, am, adică a fost o, o perioadă în care. Efectiv, mă simțeam și pf, de pe net și ce mi se povestea. Imaginează-ți că vin, adică multă lume și nu mai am mulți prieteni, știi? Dar și oameni care mă cunosc, și prieteni, și whatever. Eu aflu multe informații, fără să vreau, dar fie că sunt false, fie că sunt nu știu la tine niciodată. Da, ajung mm -hmm. la mine și mă înresc și pe mine și ajung să comentez și eu, știi? după aia îmi pare rău că am comentat, că poate n-a fost adevărat ce am spus. Și e așa un, un cerc foarte vicios, știi ce zic? Și încerc să nu mă mai bag, știi? Pentru că uneori îmi, îmi pare rău pentru chestii care am spus în trecut sau păreri care am avut că uh -huh. am greșit de mai multe ori, știi? Desigur, nu vrei să știi câte treburi se spun și despre mine. Îți dai seama dacă puneam la suflet blocam pe toată lumea de pe net. Dar de încerc să înțeleg, să empatizez să spun că suntem oameni și doar că mi se pare pro și foarte. Uh, așa, o energie urâtă și proastă să se, să se spună minciună între oameni ca să. Mm -hmm. se Doar se, pentru se a, râd a face rău. Între... Practic. Da, nu știu, da, nu știu. Că nu faza. există nicio finalitate. Tot din cauza a fost cum vin, dacă mă pe mine. Ca altfel. Și crezi că fac asta din invidie? De multe ori, da. Păi n motive. De ce? Pe păi și cum abia noi... ne cunoaștem. De ce pe față sunt fai? Uh, te admiri? Și după aia îi comentează. În, e, pentru că eu cred că mulți dintre ei chiar te admiră, chiar uh -huh. te pla, dar sunt invidioși știi? și după aia zic frustrări și chestia, că eu chiar cred în oameni care mi-au spus sau spun, gen, bă, ce frumoasă e sau îmi place foarte mult cum nu știu ce Dar după aia se duc și sunt rugăm <gângânt> <ea>, și? <știi? gânt> da, pentru eu cred că uh, așa se, așa știu ei să se exteriorizeze. Repet, nu sunt perfecte și am fost în niște, m-am trezit în niște situații unde am zis de ce ai spus asta sau de ce ai comentat sau știi că n-am mai greșit și eu, că nu sunt perfectă, am mai comentat și dar am învățat să nu mai fac asta. Să că eu prima impulsie, că te rănește când te auzi că cineva zice ceva de, de tine, știi, vrei normal. și tu ca, iarăși ca un copil, că adulții nu fac asta, cred e. nu cred mm. că e de fapt copilul din tine dacă mă întreb psihologic vorbind e. și adulții care fac, cred că tot e un copilarism din tine, e o chestie de apărare sau, nu știu, care zice a, da, vorbește, sau știi, nu știu stai că zic și eu, da, asta, asta toate lucrurile astea cred că fac parte din procesul de maturizare, clar la un moment dat o, și tu o, o să, adică ai ajuns în punctul în care, bine nu mai vreau să mai zic ca să nici nu mai atrag, poate că am făcut ceva sau am zis, na, e normal, vorbim între noi, adică da. nu suntem oameni, nu e ca și cum. Mai ales în acum, industria noastră. Mai ales oh. <laughs> industria noastră, unde, da, se comentează foarte mult și prost. Nu, și nu neapărat prost, cât fără fără niciun scop care era scopul, te spune -ne de ce ai comentat, pentru că dar e normal că și eu am trecut și tu și... Păi nu te afli uneori în niște situații, ba nu da. te-ai aflat nu că ba nu te da, afli, dar da. în care se zici. comentează sau îți ajung la urechile tale, uite ce am auzit că nu știu ce știi și așa gen bă, cam, știi? <laughs> dar nu cu o din agen, de ce te simți taxat degeaba și iarăși scoate tot ce e rău din tine știi ce zic? Și nu, mai, nu, nu, nu mai vreau să am parte de așa ceva, că repet, am mai făcut am mai judecat greșit, cine nu tu n-ai avut vreodată să vreo părere despre ceva și păi ți-a da. părut rău ba, că nu ba, era ba, așa da. să arunce uh, prima piatră la care uh, nu e de, de, despre asta e vorba că oricum de greșit e clar că greșim, depinde toți, toți. Uh, foarte mult că la un moment dat să-ți dai seama și să înveți ceva din situația respectivă. Asta am Acum tot încercat dacă... să fac și tot încerc să fac. Acum, bine, că sunt și multe persoane care o țin așa, din greșeală în greșeală, pare că nu o să ajungă niciodată. Desigur, mai să... sunt și oamenii aia care îmi pare rău de ei, sincer, da. da, care o țin -și acolo. pierd vremea. Așa, asta e senzația mea, că își pierd din vremea lor, din viața lor de ce să faci așa. mai bine trăiești. Tot e, tot de-aia zic că am ajuns într-un într punct unde încerc să înțeleg chiar și psihologii, știi că am mai mm -hmm. vorbit de psihologie. Și când și am învățat și chestii de la tine, de la mama, de la oricine, încerc să vezi, nu încerc să fac pe deșteapta. Vai, doamne, repet, și eu fac greșeli. N-am zis, ca să nu se atace lumea genera, vai perfect. Nu. Dar când văd cum am vorbit noi de unii care nu mai asta fac, deja trebuie să-ți pară rău de ei. Mi se pare că e o problemă la, la ei. ei da, că e altfel trist. e nasol. Nu vreau să cred că așa s-au născut să fie răutăcioși constant. Eu au, cred, cred că nu au... e în ADN, cred că e problemă în, Au ei ceva de rezolvat. Exact. Uh, și cu ei poți doar și să rău rând. de ei, da, nu să te mai enervezi. Ai avut momente de nesiguranță, te întreb ca și cum nu aș Am pus toate întrebările astăzi ca și cum, dacă tu am cam jucat ce o? crezi? <laughs> păi, păi, nu știu, tu să-mi zici, pentru că de, așa din afară... Am avut momente de nesiguranță și... Uh, în general nu-mi place să împart uh, cu lumea fiecare gând din capul meu, pentru că lumea oricum ajunge să folosească niște treburi împotriva ta și le țin pentru mine. Și clar, percepția lor poate să fie una total greșită față de ce ai vrut tu să zici, de fapt. Exact. Dar... Dar uh... ca să-ți răspund la întrebare, da, de mai multe ori. Deci da. ești om? Sunt om! Ești om! Iată! Uh, faptul că uh, foarte multe fete își doresc să fie nu să fie ca tine, să fie tu <laughs> ceea ce e mai mult decât să fie ca tine. Adică te copiază. Că sunt multe. Sau mă rog, Făluțele ești sursa... mele sau nu, ce te nu, referi? nu. E sursa ta de inspira... Ești sursa lor de inspirație. De ce te duci acolo, Nu Julia? mă duc acolo... <laughs> Nu, vreau doar, nu că nu vreau un Și uh, se pare? Da, așa mi se pare. Mi se pare, da, mi se pare nu mă vreau să știu dacă te mai flatează sau pur și simplu ți se pare că e tu much și ar trebui deja să-și găsească un drum al lor. Exact ce ai spus tu, da. A. A. Mi se pare, nu, <laughs> dar mi se pare e deja destul că industria noastră este foarte mică în comparație cu cei afară, dar mă repet, mă, mă repet, iau, mă refer la America, nu? Că mm -hmm. Toți ne uităm acolo. Eu mă inspir și nu eu mă inspir, mă inspir. La, la rândul meu din, din afară, nu neapărat doar din America. Mă refer că văd și o poze pe net, îmi plac și mie niște hainele. N-am inventat eu roata cum ar veni. <laughs> pare că tu ai. Da, nu, pentru că știu să combin cu personalitatea mea, știi. Păi asta e de și fapt... aia mi se pare că e autentic acolo. Trebuie să-ți găsești un stil care ți se potrivește. Uite, eu, spre exemplu, am văzut anii ce au trecut, am mai văzut niște chestii, nu știu, haine sau accesorii uh -huh. la alte colege de ale mele, uh -huh. care mi-a plăcut super mult. Și nu ți-ai luat? nu mi-am luat din cauza că am vrut să se bucure ele de, de el. Adică mi s-a părut penibil să iau eu imediat dacă era ceva să, super... por și eu gen. Hei, am și eu, nu știu. <laughs> Cred că dacă e ceva super statement așa, da. Le las în lumea lor să se bucure, <laughs> ești nebună. Adică mai există și alte chestii mișto pe lumea asta. O grămadă, adică lumea asta de modă e... Oh, 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 Mă simt eu penibil să fac asta, înțelegi? Mie mi se pare că dacă tot faci asta, adică să presupunem prin nas, faci asta, îți iei aceeași haină, aceeași ochelari, nu contează. Da. Măcar, fă așa fel încât să-ți să, fii, să, -ți, um, să -ți personalizezi itemul respectiv, să, să pute... fie al tău, nu să pară că e alt da. cuiva. Asta, de fapt, acolo e secretul. Repet, suntem într-o lume atât de mică și e așa, ușor, nu știu cum, weird să purtăm toate aceeași chestii. Da, da, cred da. că, sincer, Eu, eu nu zic... mai pot cu subiectul ăsta oricum. <laughs> <laughs> nu mai, adică... I gave up a long time ago. Desigur, mai știi bine. Că am atât de multe surse, <laughs> oameni în echipă, peste tot, de îmi dau mereu forward, îmi arată, și ce, și zic, lasă să se bucure, să, să se bucure, it's fine. Dar eu personal... Nu, nu, aș face asta, am nimerit și eu să am aceeași chestii ca alți oameni, știi, dar dacă văd, nu știu, dau timp între ele să treacă sau nu știu, știi ce zic? Da, e complicat. Da, că mai nimerești să cumpări aceeași chestie. Da? Știu ce spui. <laughs> tu cum te-ai simți? E... Ai fi annoyed sau te-ar bucura? aș mai fi. Nu ți se pare că ți se că -ți fură cineva identitatea când faci așa ceva, da, gen da. over and over? Ba da, asta am, eu am pățit, dar de mic am pățit. Nici nu măcar nu eram atât de cunoscută și am pățit și am și povestit, am povestit despre asta, nu vreau să zic acum că nu mai, după aia iarăși prea toată presa și nu mai vreau să mai prea nimeni nimic. Te bucur de ceva super mult da, și da. Porți și, zici... și, eram chiar prima. Atunci eu chiar am fost prima la noi în țară, bine că eram puține atunci. Da, mă rog, și a fost Cumva atunci m-am ofticat. Acum, dacă mă uit în... înapoi... Nu, dar te, te înțelegi măcar, pe tine. Trebuie. Da, A, te Normal pe tine, că m-am înțeles. Bravo, de ce, Bravo, de ce așa? faci asta? Da, te bucur și este... tu. Vezi și tu să fii cumva unicat cât mai poți să fii. Că, repet, un pic. nu e nimic inventat. Nici în afară totul se repetă. Dar știi ce așa vreau să e. spun? Vezi un om că abordează acel lucru și acest stil? Lasă să se bucure. Nu e... tu pici prost, oricum. Adică cealaltă persoană care face... Așa era, e. Așa e. Da, nu mă mai iau, uh, Iurea, dar, bravo. Perfect. Bravo. Te susțin, sunt aici. Thank you. Uh, uh, care e cel mai ciudat lucru pe care îl faci când rămâi singură? Mă scobesc în nas. Mă cel mai ciudat lucru, ce întrebare! Nu știu de unde am găsit-o, dar am găsit-o, era scris aici. Nu știu dacă fac ceva ciudat. Nimic? Tu faci ceva ciudat? Da, dar nu pot să zic. zic. Ah, păi nu pot să spui, mulțumesc! <laughs> Nici eu nu pot să zic. Eu ce Ia. fac ciudat când sunt când rămân singură? Hai să te văd. Ciudat. Vrei să zici ceva? Nu. Ai vrut să zici? De unde știi tu ce fac eu când sunt singură? În primul Are rând? camere ascunsă se uite <laughs> la tine. Vezi? Uite. Oh. Ți-a zis. Mă scobesc? Eu chiar mă scobesc în nas? Really? Fac biluță, ești obraznic. Pe bune, Vai. ești și ești concediat. De astăzi fac eu și camere, Cea pun și lumină. Cea mai ciudată chestie și să spui acum îmi bag degetul în nas, și în nas, în, în și miros. Nu cred. nu, am zis cum ar fi să spui. A, nu? A, mai făcut asta, A, așa Are cam aceeași miros ce are sub unghia de la picior, știi? Nu știu Desu. că acolo n-am... Îmi rodeam unghiile la picioare dacă nu eram Nu rodeam asta, nu asta nu știu, eram special. Mobilitate. da, făceam balet și de asta. Ce mai ciudată chestie ce fac? Nu am. N-ai? Nu. Fac ceva, dar nu e ciudat. Ce faci? multe chestii. ha, nu e nimic ciudat. Nu. Ok, bun să mergem mai departe. Să mergem mai departe. Urmează întrebarea... ce mai ciudată chestie fac, curățenie prin casă. Da, ce bune suntem. Da. da chiar facem curățenie. Amândouă este ceva, o nenorocire Bine ce sunt ne am, cam ajutor. Da. Nu ai. Nu am, că sunt... singură. Vreau, sunt, sunt bedes, am faci până singură, la capăt. Fac singură, da, e de apreciat, mai faci și mâncare mă mănâncă, da m am învățat foarte prost pe oamenii ăștia din casă de la mine, nu trebuia să fac asta eu mi-am făcut-o cu da, mâna mea da, pentru că îți face și plăcere, chiar îmi place. dacă obosești îți place, îmi place, indiferent de da. de... așa, să revenim, ai experimentat actoria de curând, din nou dar de data aceasta ai avut rolul principal rolul lui Oli. Oli? <laughs> Nu Wally. O, Wally. Oli. din Oli, haita de la Oliță. Oliță. Și uh, pot să zic ceva ce nici nu mi-am scris, dar... Uh, am ținut minte pentru că după premiera filmului Haita de Acțiune, e, stăteam cu mama ta și am întrebat-o, zim sincer, zim sincer, dacă se bătea cu băieții când era nică, pentru că ai părut foarte reală, multe dintre cascadurile le-ai făcut tu. Da. O singură scenă, nu, nici toată. Când s-a dat peste cap acolo în bucătărie, n-am fost eu. N-ai făcut flic? Da. Ai, ah, cam crezut că. Dolie, cred da. că dădeam cu picioarele prin bucătăria aia deci spărgeam totul pe acolo, nici nu aterizam bine. Și acum mi se pare și, adică după film, cine a fost să vadă haita de acțiune pe bune, nu are voie să te mai supere cu nimic. Pentru că pare It was că... acting. Da. It was acting. <laughs> Foarte bine. Deci scenele de acțiune mi s-au părut că ți-au ieșit bombă. Dar ți-am zis. It nu m-am așteptat. Ce te faci să crezi că așa mă compor când mă enervez rău de tot? Da, eu cred că dacă te enervez rău de tot, poți. Pot. Pentru că ai arătat că poți. <laughs> Sberbec. Da, știu asta. mecanică. Dar cum... Dar nu mă ajută la nimic să fiu așa. De-aia am zis că nu vreau... Nu, prea vre nu mi place să trăiesc starea asta chiar dacă pe moment e ca o de eliberare, Uf, da, mă simt prost după aia. Cum a fost cum a fost să joci rolul principal? Cum... cât de multă presiune ai pus pe tine? Tare rău. Am am avut prime. În primul rând, am mai spus asta am fost foarte aproape să nu accept, pentru că așa, așa fac, că mi se face frică, nici nu vreau să auz nimic, nu, nu, nu vreau, nu pot, nu vreau, nu pot, știi? Și am zis, măi, nu mai trebuie să fac asta, că poate o să ratez ceva mm -hmm. în viața mea și pe o să regret. Și am zis, bine, mă bag. Și eram, mă, fac ce-am făcut, ce-am făcut, ce-am făcut, sper că, știi? O presiune da, în sensul care, dacă Perfect. tot joc, da, să iasă bine, să nu mă fac de rușine, știi? Mm -hmm. Acum n-ai de, un, de unde să știi asta. Mergi cu Dumnezeu înainte și sper că o să fie bine. Dar recunosc că m-a ajutat foarte mult psihic să știu că este bro lângă mine, mm -hmm. Vali, după aia Alex Bogdan și toată lumea din film, de fapt, m-au ajutat foarte mult și producția. Au fost niște oameni foarte uh, pro, profi și mm -hmm. foarte uh, amabil și m a ajutat mult la um, videoul cu ultima secvență pe care l tu l-ai postat sau brol l-a postat? Că nu mai știu. Și Vlad Brumanu, scuză-mă, că am uitat să-l menționez și el m-a ajutat mult. Dar Zic. Vlad este foarte așa... Este bombă. <laughs> no, toți foarte, sunt niște dare. Oameni foarte foarte. Adică echipa mi s-a părut foarte, foarte amabil. Re, re. Foarte relaxat așa și... Da, uh, da. Și a fost cu emoție la final de, da. uh, de film, ca da. să zic așa. Mai vrei să mai joci? Aș mai vrea. Mă întreabă acum toată lumea asta. Dar cum să se potrivească rolul? Dar ce rol ai vrea să joci? Mi-am dat seama că îmi place mult să mă bat în film. <laughs> Doar în filme. Deci, Măi, deci, deci când mă băteam, am niște au rămas oricum în film că mă enervez atât de rău de mă transform la față, îmi vine să râd că sunt cine... gen <laughs> <laughs> nu m-am mai gândit cum arăt, cum nu, eram acolo, zic așa arăt, zic, doamne eu <laughs> dar uh... deci aș vrea să joc într-o comedie evident îmi place foarte mult să fiu, să mă lupt gen de acțiune o okay. comedie romantică cu acțiune am băgat Antică. romantică de la mine. Nu, am băgat de la mine romantică. Ce? Nu știu. Dar asta cu cu dramă, nu știu cum mi-a reșit la să mă prefac. Ba, nu, dar nu că te prefaci. Păi nu, că tu păi o să Se să mă prefac să act. Păi tu o să plângi că te gândești la ceva și tu plângi. Tu plângi oricum. N- -am... <laughs> Aha, mulțumesc. Păi nu e ceva rău. E nu ceva e, bine. Eu nu cunoști plâng des. <laughs> Cred că am murgui puțin în mine. M nu îmi cer scuze e okay. de <laughs> Ok, dar Și de horror Sunt curioasă cum joci Din alea Cred că ai fi bună și acolo Mai tu ai foarte multă încredere în mine Da, chiar am Nu știu dacă, da Nu, eu cred că Foarte mult timp te-ai Te-ai limitat singură Desconsiderat, să zice? Nu, te-ai limitat, te-ai subestimat Subestimat Exact Uh, și cred că de la un timp încoace și filmul ăsta mie mi se pare că te-a ajutat foarte mult. Acum vorbesc din fix strict din punct de vedere al prietenei, <laughs> da. Uh, și mi se nu pare că spus asta. Da zic Azi... acum, uite, așa. Uh, și mi se pare că ai ajuns într-un punct și din punctul ăsta urmează numai să te relaxezi și să te uh, să prinzi încredere plină în forțele pe care le deții cu sat. Ar fi cazul, pam, pam. Cred că, că a venit împreună și cu vârsta. Nu zic gata, am făcut 34, mama s-a schimbat totul, dar zic Mulțumesc. că. Știi cum? Mulțumesc. <laughs> cu cât știi, Pei te mai relaxezi te mai o. nu mai ai răbdare, în primul nu mai am răbdare are să tolerez anumite lucruri. Pei nu mai nu pot, nu mai pot și iarăși, tot oricum. Nu înseamnă că nu o să mai trec prin experiențele rele, da? După 35, uh. îți vând un pont. O să fie super. Mă rog, dar prea... de ce fix, fix după 35? Nu nu știu, așa mi-a mi tot așa. A fost, n-ai știi, dar o să fie, adică e din ce în ce mai. Da. Ok, nu mă mai interesează, da, vreau da, da, să da, da, fiu da. bine și atât. Da. Mm. În musical te-ai gândit vreodată să. M-am mai abordat. Da? Cu musical, da. Și iarăși, emoții, să cânți acolo, mi-e frică să nu falsez, să nu că e live, live, adică gen... Eu cred sincer, chiar poți să încerci. n Nu? Let's stick to movies. Ok, good. dacă ai scrie o piesă sau dacă s-ar face un film despre viața ta, cum s-ar numi? Fă. Fă, nu cred că... Asta așa? Fă. Fă. a, a, a. Fă. Uh, ce întrebare. Cred că am făcut asta de o mie de ori în podcastul ok, ăsta. Da? Că... Uh, N-am părut spălat și mă ajută <tri> <-i vedem> asta. <tri> ce e the truth? Ai zis că nu se vedea. Nu trebuia să zici. Dacă Ai. vrei, tai la montaj. Nu. Nu, ok. <tri> Cum s-a numit? Be brave. Cum okay. e tatuajul meu. Dar e prea be brave, e boring, cred. Brave. 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 Brave heart. <laughs> Deja e... E, e, luat. e luat. Da. Uh, urmează 10 întrebări care se numesc pe repede înainte. Trebuie. Nu e greu. Ok, hai. Nu mai trebuie să răspunzi repede. Un la un cuvânt sau ce? E un cuvânt, nu? Ok, Poți să zici două. Uh, iubesc cel mai mult să... Sunt prea multe chestii. Cel Vreau mai mult. să zic să mănânc, să dorm, să mai multe <coughs> sunt. Cel mai mult. Cel mai mult, cel mai mult. mult. C Uf, să dar nu pot, s adică... Să dorm? Nu. Nu. Să râd. Să râd, să râd. Exact, râd. perfect. Cel mai mare dor al meu? Cel mai mare dor al meu? Cupilăria mea este dorul meu. De ce te uiți așa? Că e greșit? M-am emoționat. Nu, că m-am emoționat cum am așteptat să zici pileria. Da, mi-e dor. Ce drăguț. Da. Să fii fără griji fără responsabilități sau să nu, fii uh, acolo? Să uh, fiu acolo, okay. știi? Pentru că știi povestea uh -huh. mea și m-a rupt așa de nicăieri și eu încă trez din anumite amintiri, știi? Mulți, mulți, exagerez cu cuvântul ăsta, am ticul ăsta. Am oameni lângă mine care au încă prietenilor din copilărie sau mi-au arătat locuri unde au copilărie mm -hmm. și eu nu pot să fac asta, știi? Da, da o să și... vină și acel da, da, da. Abia aștept. Da. Da. Acum. Așa. Uh, cu ce dormi îmbrăcată? Depinde de noapte. Nu. Cu ce nu cu mea. Nu cu pijamaua ta, nu. Cu ta, clar nu. Fai de capul meu. Asta este un inside joke, dar mă rog, știi. Da, dar cine ști... a făcut twerk în pijama ta? Da, tu. Tot am reușit cu aia. Da. Arăta bine. Um, cu ce dormi îmbrăcat? În general dorm cu un, un t-shirt din ala oversize. Ok. Cea mai bună mâncare din lume este? A, din lume, greu. Haide Hai, mă. Prin e foarte greu. Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți cu brânză sau fără? Fără. fără. Și și, dar clasici. <laughs> ok. Și după aia intrăm în detalii în <laughs> Cel mai enervant obicei al bărbaților? Să-și lasă hainele acolo de unde, de unde s-au dezbrăcat. Wow, asta bă, am asta am gândit și am sperat că o să zici. Așa Vezi? este. Ultima miciună pe care ai zis-o? Minciune, minciune. Nu prea sunt bună la minciuni, că nu-mi ies. Mm, ba da, Minciuna care am spus-o m-a întrebat un domn într-un Uber dacă e temperatura ok și am zis da, dar nu era. Minus 18 grade. Mi era cald, rău, A, dar mi era okay. rușine să nu deranjez, să nu las așa. <laughs> uh, în ce țară ți-ar plăcea să uh, te retragi la bătrânețe? Să mă retrag la bătrânețe? n-am fost în toate țările oricum ca să zic. Păi o insulă. Un... Undeva în Caraibe da? probabil. Da? Să fie cald și soare? Da, dar nu un cal din ala de nu mai poți. Știi, să fie potrivit. Există? Climă potrivită, da. dacă se poate. Cel mai românesc obicei. Obicei gen, gen? Da. Să zic gen. Da. Și sau... Sau mai sunt gesturi de asta gen... Uh -huh. <laughs> Pă... Așa e. Instrucțiuni. Stai așa cu capul și pe aia faci... Uh, ce e mai rău? Să Ai nu încerci să... niciodată sau să eșuezi? Ce mai rău? Ce să e eșuiezi? mai rău? Să eșuezi? Da. Sau să nu încerci niciodată? Au, ce întrebare. Mm, mm. E cu schimb. că dacă nu încerci, n-ai de unde să știi. Da. Deci să nu încerci până la urmă. Să nu încerci, da, de fapt. Mm. <laughs> da. Ce își zice Antoniei de la 16 ani? Ai grijă cu oamenii. <laughs> nu toți îți vor bine. Da. Da, oricum am fost într-o constantă luptă în toată viața mea. Întotdeauna am simțit că iubesc oamenii mai mult decât mă iubesc ei pe mine. Dar întotdeauna. Adică am învățat cumva că fiecare și arată dragostea diferit, știi? tot mi-e greu să accept, știi? Că te gândești că poate persoana se mulează după tine, dacă tot îi afecțiune și așa, înțeleg că și tu ești diferit, dar nu te moaie, nu vrei și tu să faci același lucru înapoi, știi? Și e foarte frustrant. E foarte frustrant. Te simți dar... singur. Aici e vorba de așteptările pe care ți le creezi tu singură. Am <laughs> înțeles asta. Că Acolo de fapt e secretul când ajungi să nu mai ai așteptări dar nu să nu te aștepți la lucruri frumoase din partea oamenilor pe care îi întâlnești sau cu care ai relații de prietenie, de amiciție, de nu contează, așa, ci pur și simplu să nu îți proiectezi tu cum crezi tu că ar reacționa ei dar prin filtrul tău, știi? Așa, în ajungem timp, să ne rănim. Ai, ai dreptate, dar în același timp nu e doar să cred E ce îmi și doresc. Adică, știi ce zic? Mm -hmm. okay, tu nu dorești să cred, primești. Dar vreau să, să da, primești, da. Aceeași dai, iubire. Practic. Da, dar mm -hmm. nu o fac casă. Mm -hmm. Doar zic că, gen simplu, că mai mult mă implic eu sau mai mult vreau pe persoana respectivă, gen îi doresc prietenia sau mai mult îi iubesc. Da, chiar iubesc. Și plus, asta mi-a fost foarte greu, apropo, de copilărie. Întotdeauna m-am prietenit cu oameni care deja aveau alte prietenii, și m-am simțit așa, nu pe lângă, dar știi ce zic deja prietenilor. Nu sunt și eu cu prietenele mele din copilărie, să zic și eu. Și m-am simțit mereu în plus, adică sunt prieteniile alea, și după aia prietenia cu mine. Și uneori sufer de treaba asta că vreau. Uneori sufer de treaba asta că aș vrea să mă. Să mă iubească și pe mine la fel de mult Cum iubesc și pe la pe alea E ceva, mă Simt oricum, e, e o luptă Apropo de Dacă i-aș întreba pe Copiii tăi uh, uh, Pe copiii tăi toți trei Începând cu Achim, Domi și Maia uh, Dacă i-aș întreba Cum e mama lor Ce mi-ar răspunde? Nu știu, cred că vreau să cred că e iubitoare. <laughs> Ce râzi? Că vreau să știu cum, cum, crezi că, cum crezi tu că te văd ei. că e iubitoare. Nu știu cum ar, ar fi spus, sincer. Ce îți dorești cel mai mult să să le transmiți lor? În primul rând aș vrea, adică vreau să fie niște oameni buni. Știi? Să crească să fie puternici dar nu pe să fii puternic adică pe miza de n-am nevoie de nimeni, și de nimeni. Uh -huh. știi că se pare că e o linie -fină, fină între adică n-am sălbăticit n-am nevoie de nimeni de, când e vorba și de relații și de prietenii și de tot adică știu că am venit pe lumea asta singur și plecăm singura totuși Cred că avem un scop să ne împrietenim, să ne iubim, să... că e prea trist să fii singur pe planeta asta așa, să zici, e, știi, și mă întristează treaba asta, că e din ce în ce mai mult, cum să zic, că, uh, învață din ce în ce mai mult lumea să fie așa, știi, sălbati, singurati, să... Singurat, să... Desigur, nu e bine să, că și eu am fost învățată să nu depind pe niciun bărbat, să-mi fac banii mei, dar gen frumos, cu o limită, nu uh -huh. să fiu Rea sau. Știi ce zic? Da. Mi se pare frumos să cunoști oameni, să fim buni un să ne susținem, să. Altfel, e prea e prea boring și e prea trist să fii chiar atât de singur. Păi nu e așa, ne -am, noi ne-am născut oricum să trăim cu. să trăim unii cu ceilalți, nu fiecare ah. de nebun separat. O, mi se pare că. Um, renunțăm foarte ușor, știi mm -hmm. că nu mai vrem să avem de-a face cu așa ceva normal când treci prin niște experiențe proaste, nu mai ai speranțe, dar eu mă refer și la oamenii care nu au trecut prin 5-10. Ce ce. Mm -hmm. Deja, nu, 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 că nu. Știi, în loc să încerci și să te înțelegi, să te iubești, să. I don't know. a fost un podcast cu iubire multă. Da, astăzi. A fost deep. <laughs> Vreau să îți mulțumesc. <laughs> Eu îți mulțumesc, mama, cât de. sunt așa foarte. Uh, pentru că și. pentru că ești uh, clar parte din uh, clubul Beres Moms. Uh! Adică. Uh! Da, pe bune. Ce să-ți dorești mai mult. What an honor. <laughs> păi, dacă chiar. Da, nu, e, nu te simți o Beres mom? Ba, da, adică simt că oricum așa e viața, nu fac ceva special sau și din comună. Noi, mm -hmm. oricum, ca femei, dăm viață, rolul nostru e să avem grijă de copiii noștri, să să fim mame bune, soții bune și așa. Și nu mi se pare că fac ceva ieșit din comun, cu cât mai mult că sunt foarte multe femei care muncesc și au copii, deja, multe care muncesc și mai mult decât mine, cum să zic, au un program fix, fix, mm -hmm. adică apucă să-și vadă copilul abia după ce se culcă și îl pupă în somn, care mi se pare greu, greu. la mine măcar mai pot să-mi gestionez programul știi uh -huh. ce zic și ele cred că sunt badass mom știi, femeile care au munca That's asta, e o gașcă mare de badass mam să știi, da, Dar tu deja tu ca faci... să fii mam în general este <laughs> greu you're a badass <laughs> pentru toate mamele exact, da. nu contează câți copii de la unul da. în sus sunteți bombă <laughs> Da. Ești, uh, faci, un, faci deja un lucru absolut extraordinar. Mulțumesc uh, și tu, la fel. Uh, pentru că ești uh, cel mai bun model pe care ar putea să-l aibă copiii tăi. Și Prin asta eu. nu poate să-ți ia absolut nimeni, și uh, uh, ei uh, cu siguranță cu timpul o să-și dea seama că au fost uh, privilegiat să fie copiii tăi, la fel cum și tu ai fost privilegiată să fii mama lor. Să sigur. Foarte frumos. Nu plânge acum la Am fil. plâns deja, acum s asa... Am văzut, am, văzut s am încercat să ies. Mulțumesc din suflet. Eu mulțumesc. Uh, și uh, na, acum sper că ați înțeles și că ați descoperit-o așa cum ne-am și-a dorit să fie descoperită da. sper să mai avem cândva ocazia și timpul să povestim data să viitoare avem. De facem un podcast cu și cu băieții facem Ar un, fi podcast, tare un podcast tu toți patru Vrei? Da. Da. dar vreau să-ți mulțumesc și eu ție pentru că întotdeauna a fost o prietenă în care chiar pot să mă bazez pe ea Plâng eu acum. A? Plâng eu acum. Nu, ea, -a serios. Arat. Și chiar te simt aproape și ești foarte sinceră cu mine și m-ai ajutat în multe momente ale vieții mele. Să plângem, mă, Ce-i aici? Ce-i surpriză? că avem șervețele, că n-avem... <laughs> Facem așa. <laughs> Oricum s-a terminat <laughs> Da, e ok. Oricum ne-au... Pe mine ne-au mai văzut da. plângând. N-am stat... Adică am avut perioade în viață care n-am fost, că adică, în contact mereu, știi? Nu ne-am sunat și așa, că am avut fiecare viețile noastre cum avem și în continuare, dar știam că pot să te sun oricând și pot să mă ajut și Familia ta este super frumoasă și Vlad este un om extraordinar, chiar dacă i-am mai spus, nu spun asta doar pentru că suntem la... I-am zis la TV. Aici. Dar vreau să știe lumea asta că sunt niște oameni super... Sunt frumoși și sufletul lor, în primul și în primul rând, chiar sunteți mai rari în ziua de azi, știi? Și da. vă mulțumim pentru prietenia știi voastră. Știi că sentimentul este reciproc. Da, clar. Indiferent de clar. oră, de zi, de nu contează. Da. da. Și... Uh, să terminăm pe o notă pozitivă acest podcast. Uh, a fost o reală plăcere. Nu știu cum v-ați simțit voi, dar noi ne-am simțit fix ca și cum eram la noi acasă. Da. Pe, nu suntem Direct. la noi acasă, dar aproape. Am o întrebare. Ai, ai apucat să acoperi cam tot ce tot, ai scris acolo? Tot, da. Da? da? Da. Nici n-ai simțit ai avut să spui cum <laughs> Te rog de astea. Da. Asta e ca astea sunt, uite astea sunt. Nu astea. Ah, da. -ai de altă invitată? Da, mai am mai multe. Ah, ok, m-am speriat de aia. Nu, no, cred că n-a 20 zic. de pagini. A, da, așa, gen pe spate, da. pe față. Bine, nu știu că vedeți, <laughs> Am crezut că toate alea asta de mele. Nu. Oricum. Că ar -am a fost acoperit. artistul... Ah. Asta nu te-am întrebat. Care, a, fost... artistul care te-a inspirat cel mai mult pe când erai copil? Uite, vezi, am sărit că am trecut... Marilyn Manson. Nu glumesc. Mie mi-a plăcut Marilyn Manson. nu glumesc, dar nu m-a inspirat. Nu am. Mie mi-a plăcut. M-a speriat. Am Marilyn Manson. Da s-a terminat să ne urmăriți în continuare s-a mai dus o ediție de podcast șoc și groază mergem înainte să ar putea să ne vedem și data viitoare mulțumesc te iubesc te iubesc